Bun găsit la emisiunea Educație pe scurt. Sunt Carmen Rusan și în această ediție vorbim despre examenul național de bacalaureat din perspectiva elevilor. Vom prezenta în cadrul emisiunii atât viziunea elevilor care susțin în această perioadă examenul de bacalaureat, cât și viziunea invitatei mele care a obținut media 10 la acest examen. Este vorba despre Miruna Crețana, absolventă a Colegiului Național Carol I din Craiova. Bună ziua și bun venit în cadrul emisiunii Educație pe scurt. Bună ziua, bine v-am găsit. Examenul național de bacalaureat a început de aproximativ 2 săptămâni. În prima săptămână au fost probele de competențe. Din cei 400 de candidați pe fiecare probă s-au prezentat decât jumătate dintre ei. În această săptămână s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română și din ce am văzut, subiectele parcă i-au luat din nou prin surprindere pe candidați. Miruna, să-mi spui, este important să promovezi examenul de bacalaureat? Ce importanță are el pentru un tânăr? Este foarte important acest examen, întrucât este examenul maturității, cum mai este numit, și este o dovadă a faptului că ești un om matur, că ai însușit niște cunoștințe minime pentru a te descurca în societate. Consider că dacă nu reușești să iei bacalaureatul, înseamnă că nu ai niște cunoștințe minime pentru a te descurca în societate, nu știi să comunici, nu ai o bază de cultură generală. Deși unii consideră, care nu iau bacalaureatul, consideră că nu le este necesar. Dar eu nu sunt de această părere. La ce îți poate folosi bacalaureatul, în afară de faptul că te prezinți bine ca și om în societate, spui tu că ai un bagaj de cunoștințe? Păi, dacă nu iei bacalaureatul, nu poți să te duci la o facultate. Nu ai această oportunitate. Fără bacalaureat, nu te primești nicio facultate, nu poți să-ți continui studiile, și vei rămâne doar cu liceul. Și șansele sunt mai mici și de încadrare pe piața muncii și... Exact, șansele sunt mai mici pe piața muncii. Este mult mai greu să te angajezi dacă nu ai o facultate, dacă nu ai studii superioare, un master, o specializare aprofundată. Iar salariile, logic, vor fi mai mici pentru cei care nu au bacalaureat. În general, despre BAC se spune că este un examen de nivel mediu și că nu este obligatoriu să fie promovat de toată lumea. Cel puțin această frază am auzit-o la foarte multe cadre didactice, inspectori școlari, care susțin că nu este un examen pe care să-l promoveze toată lumea. Cum îl vezi tu ca și... Da, nici eu nu sunt de acord că trebuie promovat de toată lumea, însă procentul trebuie să fie cât mai mare. Consider că un 70% ar trebui să fie într-o țară foarte dezvoltată, pentru că trebuie să avem oameni capabili în societate. Există și clasa de jos, mai puțin formată, educată, dar trebuie să fie cât mai mică. 55,15% a fost promovabilitatea în prima sesiune a acestui examen național, cel puțin la nivelul județului Dolj, și acest procent a mai crescut cu 0,16% după rezolvarea contestațiilor. E mult? E puțin? Dacă ai zis 70%, înseamnă că sunt probleme pe undeva până să se atingă acest procent de 70%. Care crezi tu că sunt cauzele? Da, într-adevăr, mi se pare mic, ar trebui să mai crească.
Iar cauzele sunt foarte multe. În primul rând, sistemul educațional ar trebui, nu știu, să încurajeze mai mult pe elevi. Când vă simțiți voi descurajați? Sau ce înseamnă să încurajezi un elev? Cum să îl încurajezi? Din ce punct de vedere? În primul rând, profesorii de la clasă să îi atragă mai mult pentru materia să fie predată mai atrăgător, mai... Într-un mod interactiv. Într-un mod interactiv, să nu fie atât de plată. La limba română, de exemplu, și literatura română, operele să fie explicate mai frumos, se folosească și filmele, care, slavă Domnului, sunt foarte multe. Mă refer la romane și, de obicei, poeziile sunt... Adică vezi o lecție de limba română cu o proiecție de film la o anumită operă? Da, ar fi o idee foarte bună. Timpul orei respective, nu știu, sunt suficiente cele 50 de minute și pentru proiecția de film sau te gândești numai la un fragment care să important din opera respectivă care să rămână elevului întipărită? Da, exact, un fragment, pentru că tot filmul este cam greu de redat în 50 de minute și poate primi ca temă pentru acasă vizionarea întregului film. Ai timp? De multe ori se spune că programa este atât de încărcată că elevii nu mai au timp să mai citească, nu mai au timp să facă nimic altceva decât să se pregătească pentru obiectele din ziua următoare. Nu este chiar așa și, în primul rând, toți elevii, cred eu, că se uită la filme seara înainte de culcare sau când se relaxează, iar asta nu ar fi o temă greu de realizat. Adică, cu siguranță, ar fi o plăcere pentru toți elevii. Probleme sunt și la matematică, cum ai vede să fie materia respectivă mai interactivă, să fie predată interactiv. Dacă la limba română propui așa vizionarea unui film, cel puțin la romanele importante? La matematică, da, aici este mai greu, că este o știință exactă și abstractă. Dar nu știu, să găsească un mod de a-i face să învețe și acele formule, să nu fie tocite, să fie foarte bine explicate și foarte mult să se interacționeze cu toată clasa. Profesorul să nu își pună bazele doar pe câțiva elevi, să zicem într-un liceu mai slab, care, să zicem, că ar promova doar 2-3 elevi într-o clasă. Profesorul n-ar trebui să se concentreze doar pe acei elevi, ci din contră, și pe ceilalți, pentru că, cu siguranță, pot și ei să obțină rezultate onorabile. Există un tipar la clasă, în toate unitățile de învățământ, în care, la o anumită disciplină, profesorul să se axeze doar pe elevii care sunt activi și să-i lase pe ceilalți să se odihnească? Nu este un tipar, dar cred că sunt destule instituții în care se întâmplă acest lucru. Se spune că 7%, cu 7% a crescut procentul de promovabilitate anul acesta la bacalaureat față de anul trecut, de sesiunea anterioară. Cu toate acestea avem însă mai bine de 1200 de candidați înscriși pe fiecare probă. Prima probă de limba și literatura română s-a desfășurat, așa cum am precizat anterior, despre cum s-au prezentat o parte din candidați la acest examen. Putem să vedem și într-un material pregătit special pentru această emisiune. Îi rog pe colegii mei dacă pot să difuzeze materialul. Excepție nici bacul de toamnă din acest an, la care au fost depistați în Dolj 6 tineri care au încercat să înșele vigilența supraveghetorilor și să copieze. S-a întâmplat astăzi la prima probă, cea de limba și literatura română. 3 cazuri s-au înregistrat la centrul de examen organizat la Liceul Matei Basarab, 2 la Liceul Tehnologic Auto și 1 la Liceul Traian Vuia din Craiova. Celor eliminați li se adaugă și peste 300 de absenți dintr-un total de 1200 înscriși la examen. În privința subiectelor de la limba și literatura română, părerile celor care au susținut examenul au fost diferite.
A fost foarte greu. A picat anul acesta iarăși poezia. Nu am fost pregătiți. Și așteptăm consecințele. La prima parte ce subiect? Nu știu să vă spun așa. Sinonime, antonime astea. A ieșit cam repede, pe după o oră și jumătate. M-am descurcat repede, am învățat, m-am meditat. Ce? Nu, mai țin minte că de la alte emoții uitai și eu, dar acolo în sală vă dați seama cum îți scurcai bine. Cât ai scris? 2 pagini jumate. A fost destul de ușor, simplu pentru cine a învățat. În prima sesiune a fost mai ușor la subiectul 3, acum a fost mai greu la subiectul 3. Ultimul subiect, legat de o poezie a lui Bacovia, i-a îmbiat la somn pe unii dintre candidați. Sala de examen cum a fost? Ok, nu. S-a dormit? Nu. Au mai fost elevi care au mai pus capul jos. La a doua parte am dormit. Ai dormit? Nu, da. Nu, dar ai bună. 20 de minute. Următoarea probă a bacalaureatului, cea obligatorie a profilului la istorie sau matematică, se va desfășura miercuri. Așadar, cum s-au pregătit elevii, nu știau nici măcar care au fost cerințele de pe foaia de examen. În general au fost candidați de la profilul real, s-au plâns de ultima parte, ultimul subiect, este probabil și cel mai important pentru mulți candidați, deși toate subiectele au același punctaj, toate trei au punctaj egal. De obicei, candidații când ies din sala de examen fac referință la ultima parte, care de obicei este un eseu. Da. De data aceasta, la subiectul al treilea, cerința a fost să redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat aparținând lui George Bacovia. În prima sesiune a fost Mihai Eminescu, am avut un candidat care a spus că a fost mai ușor subiectul de atunci și mai dificil cel de acum. Poți să cataloghezi astfel o cerință de examen mai ușoară în prima sesiune, mai ușoară cerința. Cerința e aceeași. Viziunea, tema și viziunea despre lume într-un text poetic. S-a schimbat doar autorul. Da, consider că autorul este important. Mihai Eminescu, fiind cel mai important poet al românilor, este mai ușor, în perspectiva mea, pentru că, nu știu, oricine știe câte ceva despre Mihai Eminescu. Și cu toate acestea, am avut 1200 de candidați în Dolj și vreo 39.000 sau poate chiar mai mulți la nivel național care n-au știut să scrie nimic despre acest autor. Da, este dezamăgitor. Și nici despre opera lui. Dar dându-se an la rând poezie la bacalaureat, toată lumea se aștepta să se dea un roman, un text epic. Și eu, într-adevăr, m-am pregătit mai mult pentru textul epic și chiar am avut o surpriză să văd că este Mihai Eminescu. George Bacovia... Dar de unde vine această idee? Hai să ne pregătim mai mult pe partea de proză decât pe partea de poezie, pentru că s-a tot dat. Cine influențează? Cine aduce aceste argumente în atenția elevilor? Cred că este un lucru discutat în societate. Nu știu, l-am auzit peste tot. De la foști elevi, actuali, oameni pur și simplu, părinți. Lumea încearcă să facă o statistică, probabilități, ca să învețe mai puține subiecte, mă gândesc. Pentru că este și epic și poezie. Și unii încearcă să învețe mai puțin, doar un anumit domeniu, calculând ce s-a dat în anii trecuți. N-a fost mai ușor nici în această sesiune și mulți spuneau același lucru, nu se așteptau din nou la poezie. E mai ușor de învățat proza? Da, cred că este mai ușor de învățat, pentru că poezia de obicei conține multe metafore, figuri de stil, interpretate în mod diferit, atât de elevi cât și de profesori. Iar proza este mai simplă pentru că
este un fel de povestire, este o poveste de mici. Învățăm și citim povești, ne spun părinții și până la urmă romanele, nuvele sunt tot niște povești pe care putem să le abordăm mai ușor. Putem să le povestim, să le interpretăm mai ușor. Dacă este să facem așa o analiză pe subiectul care a fost la profilul real, pentru că aici am avut cei mai mulți candidați în Dolj din 1277 de înscriși și 1000 de candidați au susținut proba pe acest tip de subiect. La partea a doua, pentru că am început invers cu prezentarea lor, la cea de-a doua parte a fost un text argumentativ de 300 de cuvinte maxim despre importanța respectării unor reguli într-un domeniu de activitate. Probabil că este o cerință care le permitea candidaților să poată formula tot felul de păreri și să ia și să obțină 30 de puncte necesare pentru promovarea acestei probe. Cerințele aici ar fi să respecte structura discursului de tip argumentativ. Ce presupune această structură a discursului de tip argumentativ? Această structură se învață încă din clasa a noua și presupune faptul că un text argumentativ are trei părți: o ipoteză, câteva argumente, două, trei, și o concluzie. Trebuie de asemenea introduși conectori, de exemplu, în primul rând, în al doilea rând, în concluzie, așadar, prin urmare, diferiți. Și eu sunt de acord că a fost un subiect abordabil, pentru că este foarte actual. Mai greu abordabil ar fi fost probabil la profilul uman, unde s-a cerut să facă un text argumentativ despre rolul presei literare într-o epocă istorică și culturală. E o cerință care probabil că le solicită cunoștințe și din alte discipline studiate la clasă. Da, așa este și istorie, dar având în vedere că iau și obligatorie istoria la bacalaureat, cea de-a doua probă, cred că a fost pentru nivelul lor, însă, într-adevăr, mi se pare mai dificil de abordat. Având în vedere că era și sesiunea din toamnă, elevii care au picat în prima... Iar la prima parte au avut, ca și în prima sesiune, un text la prima vedere. De data aceasta a fost proză, Rusoaica, la profilul real. Din ce mi-ai spus, cerințele sunt aproape asemănătoare cu cele din prima sesiune. Da, formularea este aproape identică, cred eu, însă logic, textul este diferit și rezolvarea e diferită. S-au cerut sinonime, explicarea virgulei și să se explice anumite secvențe din textul dat la această parte. Tu fiind una dintre absolventele de liceu care a obținut media 10 la bacalaureat și nota 10 pentru a obține un astfel de rezultat la un astfel de examen, cât trebuie să te pregătești? Trebuie destul de mult, însă contează și materia. De exemplu, limba română trebuie aprofundată pe parcursul întregii vieți, pentru că trebuie o formulare literară. Sinonimele, nu poți să te pregătești pentru sinonime. Trebuie să fii citit, să fii învățat pe parcursul anilor, să fii deschis dicționarul, să afli anumite cuvinte, pentru că n-ai cum să te pregătești pentru această cerință. În schimb, pentru cele gramaticale sau de ortografie, virgula, verbe la modul imperativ, am văzut ceva, trebuie cunoștințe la clasă aprofundate, dar nu sunt foarte grele, nu sunt de un nivel foarte ridicat. Tu fiind la profilul real, se mai face gramatică la clasă? Gramatică nu se mai face, dar se mai aduce în discuție, iar cerințele sunt făcute pe parcursul liceului, sunt în programă. Deci n-ar fi atât de dificil. Văzând aceste subiecte și comparând cu ceea ce a fost în prima sesiune, se poate promova ușor
în sesiunea a doua de bacalaureat sau subiectele sunt la același nivel cu prima sesiune și dificultatea e aceeași? Dificultatea este cam aceeași, dar având în vedere că sunt destul de identice și au mai trecut o dată prin experiența asta, consider că puteau să le abordeze mai ușor elevii, dar... Din ce ai văzut, așa că în material, cum s-au pregătit, cum s-au părut că s-au pregătit pentru această sesiune? Păi cred că asta este problema, pregătirea, faptul că nu acordă atenție unei pregătiri serioase, pentru că nu trebuie un intelect foarte ridicat. În schimb, trebuie să îți dedici ceva timp studiind. Cât de cât am văzut că nu s-au pregătit, cel puțin cei din material, dar este și de așteptat. De obicei, sesiunea a doua are mai mică rata de promovabilitate. Mai are rost o astfel de sesiune într-un an școlar? Da, mai are rost, după părerea mea, pentru că sunt mulți care poate au picat la limită, poate au avut ghinion, cât de cât zic, la un 4 și ceva sau sub media 6 și este necesară pentru că mai au un timp pe vară să se pregătească și de asemenea pentru cei din generația trecută. Chiar nu au susținut sau nu au promovat. Da. Examenul de bacalaureat atunci. Până între prima și a doua sesiune se fac și ore suplimentare de pregătire în unitățile de învățământ și, după cum s-a anunțat, și în timpul anului școlar. Se participă, de exemplu, la Colegiul Național Carol I la astfel de ore suplimentare de pregătire sau, într-un fel sau alt, ele încarcă programul elevului? Se mai participă. Eu nu prea am avut parte de aceste ore suplimentare. La informatică, unde am dat noi, profesoara ne-a propus, doamna profesoară, a făcut ore, însă la final eram pregătiți și nu am mai considerat noi că e nevoie să ne ducem. În schimb, la română și la matematică a fost de ajuns pregătirea la clasă și toți elevii din clasa mea au promovat cu rezultate foarte bune. Deci n-ați mai participat la orele de pregătire suplimentară? Nu. În la general, nici cei care nu promovează bacalaureatul nu vin la aceste ore și de asta am întrebat ca să văd cum sunt privite aceste ore și din perspectiva elevilor care se pregătesc. De ce nu se participă la aceste pregătiri? Care sunt gratuite până la urmă. Da. E mai lejer să-ți acorzi același timp acasă, mai comod, să înveți decât să stai la școală? Este mai important să mergi la școală pentru că îi poți adresa întrebări profesorului care este mult mai pregătit. Este important și studiul individual, dar este important să ți se răspundă și la întrebări. Eu recunosc că la română și matematică nu mi-a fost propusă această oră. Poate aș fi mers, poate nu. Dar sunt importante pentru elevii care au întrebări. Dar, în general, orele de la clasă sunt suficiente pentru a promova. Pentru a promova un astfel de examen, în zilele următoare, așa cum am văzut, se vor desfășura și celelalte probe. Tu le-ai trecut cu bine pe toate, 10 și la matematică. Da. Cum este să obții, adică la această disciplină, ce trebuie să faci să obții un astfel de rezultat? Păi trebuie o muncă, în primul rând, pe tot parcursul liceului. Cel puțin eu am învățat constant. Am aprofundat, am recapitulat în anul acesta. Dar subiectele la matematică au devenit din ce în ce mai ușoare pe parcursul anilor. Au început să se dea subiecte mai facile pentru elevi, tocmai din problema că matematica se consideră cea mai grea și cea mai greu abordabilă de către elevi. De obicei, în anul în care se susține bacalaureatul,
elevii au un program încărcat de studiu, nu mai ies cu prietenii, renunță la anumite tipuri de activități de recreere pentru a învăța. Cum ai procedat tu? Ai simțit acest sacrificiu pentru bacalaureat? Sincer, eu una nu l-am simțit, pentru că v-am spus, am învățat pe parcurs și, într-adevăr, mulți colegi de-ai mei au aprofundat mai mult și au dat interesul. Cred că asta era cel mai important, să-ți dai interesul, pentru că în clasele 9, 10, 11... Și ai văzut o creștere a rezultatelor lor după această perioadă de pregătire intensă? Da. Sunt colegi care aveau note mai mici la aceste materii, iar la bacalaureat au reușit o notă mult mai bună decât media de la clasă. Pe tine, ca să obții 10, te-a ajutat mai mult partea, probabil partea de recreere. Nu te-ai mai stresat atât de mult ca să... Da, nu m-am stresat în general, nu sunt o fiecare se stresează și consider că stresul este bun într-o mică măsură în care te motivează. După aia, prea mult nu mai este bun nici pentru sănătatea noastră și emoțiile pot fi atât de mari încât, deși te-ai pregătit, nu poți să dai cei mai buni din tine la bacalaureat. După ce ai trecut de această etapă, ai reușit să-ți împlinești și visul de a merge la o facultate care să-ți formeze într-un fel aptitudinile pentru carieră. Ce ai ales? Da, am ales Politehnica, Facultatea de Calculatoare și Tehnologia Informației, pentru că este un domeniu de viitor. În IT toată lumea are acum telefoane mobile foarte performante, laptopuri care costă. Deci este poate fi un job care îți poate aduce multe beneficii materiale. Acesta a fost primul motiv pentru care ai ales acest domeniu? Nu neapărat. N-am fost niciodată în căutarea banilor, dar sunt și aceștia importanți. În schimb, mi-au plăcut tot timpul științele exacte, matematică, informatică, fizică. M-au ajutat să mă dezvolt. Și româna este importantă, dar cred că oricine poate vorbi limba română, cu matematica este mai greu pentru marea masă de persoane. Astfel ai ajuns la Politehnică. Ce concurență a fost acolo? Pentru că știm că selecția se face pe bază de concurs cu examen scris. Da, a fost o concurență serioasă din toată țara. Examenul nu este foarte dificil, au mai fost note de 10, eu am luat 10 la admitere, însă se pune și bacalaureatul, media, și asta îi departajează foarte mult, întrucât subiectele la matematică și la fizică sunt destul de abordabile, pe lângă 2-3 probleme la fiecare materie, care pun probleme și îi departajează pe cei mai buni. Deci, examenul a fost la fizică. Și la matematică. Și la matematică, nu da. La fizică. Nu. Și la fizică și la matematică. Și câți candidați au fost pe un loc? Sincer să vă spun, nu știu. Dar au fost destui. Adică, elevii încearcă să se orienteze către acest domeniu. Și Politehnica dă un examen cât de cât asemănător toată. În cadrul ei sunt mai multe facultăți. Și acesta este cel mai important domeniu din cadrul Politehnicii. Deci pe acest domeniu vin cei mai mulți candidați de obicei. Da, se iau și notele cele mai mari. Am observat că au fost 7-8 olimpici înaintea ta care au intrat fără examen. Da, olimpicii intră fără examen. Au scăpat de aceste emoții ale selecției și după aia, prima după aceste olimpici, ai fost tu singura cu 10 la bacalaureat și 10 la admitere. Spuneai că vrei să lucrezi în acest domeniu IT, în țară, în străinătate, că de obicei tinerii au deja așa
o idee despre ce vor face? Da, ne-ar plăcea mult și în străinătate. Ar fi destul oportunități și la noi în țară. Dar mi-ar plăcea într-o țară francofonă, cum Franța sau Belgia. Depinde. Vreau să iau totul pas cu pas. Niciodată nu am fost înainte. De exemplu, știu că unii părinți își încurajează copiii să învețe înainte anumite informații, să citească la 2-3 ani, eu știu, să socotească tot așa foarte devreme. Eu, în schimb, am luat lucrurile pas cu pas, toate la vârsta lor. N-am știut niciodată formule la matematică înainte. Le-am învățat la clasă, pentru că nu trebuie foarte multă informație să vină mult mai înainte. Multe programe sunt făcute de oameni capabili și asta este cel mai important, să iei lucrurile pas cu pas. Cel puțin asta am făcut eu și până acum a fost foarte bine. Mergând pas cu pas, vrei să te îndrepti spre o țară francofonă? Ce te atrage la aceste țări? În primul rând, îmi place foarte mult limba franceză, încă din școala generală. Și îmi place atmosfera boemă, care se găsește la Paris. E mai relaxant, așa? Da, mai cochetă. Cafenelele mici și drăguțe din Paris sunt mai atrăgătoare decât clădiri foarte mari, cu sticlă. Îmi place, privesc altfel viața, mai frumos, mai boem. Și spuneai că nu vrei să treci peste anumite etape, probabil că te vei îndrepta spre o astfel de țară printr-un program de schimb de experiență. Gen Erasmus sau Grundfink sau ce se practică în universitatea respectivă. Da, voi vedea pe parcursul facultății ce oportunități am, nu m-am gândit foarte tare. Deocamdată vreau să mă duc, să învăț și voi vedea care sunt oportunitățile. Mi-aș dori. Am să încerc să aplic la o astfel de bursă. Probabil că primul an va fi cel de acomodare până vei alege să pleci într-un astfel de program din anul 2, te gândești, nu? Da, este de acomodare. Mai încolo, mă gândesc, este deocamdată doar o idee. Facultatea e de 4 ani? Sau de da, de 4 ani. De 4 ani. În această perioadă, pentru că tot vorbim de examene, de facultate, știm că cei care vor reuși să treacă peste examen de bacalaureat vor avea șansa să devină și studenți. Cum vezi tu această integrare a celor care nu reușesc să promoveze bacalaureatul din prima sesiune și să fie apoi adoptați la universități? În primul rând este mai greu pentru ei, pentru că deja facultățile care au avut admitere scrisă, cred că s-au ocupat locurile pentru aceste facultăți și este mai greu. De exemplu, la medicină, la drept, a fost o concurență foarte mare, la fel la calculatoare, unde sunt eu și nu mai pot să dea admiterea. Pot să se orienteze doar către facultățile unde nu s-au ocupat locurile și uneori sunt facultățile mai slab cotate. Deci nu au aceleași oportunități ca ceilalți. De ce te-ai îndreptat? O facultate care are foarte mulți candidați oferă, de fapt, mai multe oportunități decât una care nu are candidați, în sensul că am observat că universitățile din Cluj, din Iași, din București își selectează studenții pe baza examenelor scrise, pe când universitățile din restul țării au renunțat în bună parte la aceste examene. Da, consider că dacă există o admitere, facultatea este mai grea, mai importantă, oferă mai multe oportunități. Automatică și calculatoare, de exemplu, avem și în Craiova. Da, nu este admitere într-adevăr. La București concurența este mai mare. Fiind și capitală, are mai multe oportunități, mai multe firme. Și la Craiova este o facultate foarte bună. M-am gândit, în caz că nu intram la București, să mă înscriu și la Craiova, dar nu a mai fost nevoie.
În schimb, pentru elevii cărora le este mai greu să se deplaseze la București sau Timișoara, mai facultate de Politehnică, este o oportunitate foarte bună și facultatea din Craiova. De ani buni se tot spune din partea Ministerului, fie verbal, fie prin legi scrise, că se va introduce admiterea pe bază de examen la facultate în general. Se va reveni la sistemul care exista înainte de 2003-2004, când s-a intervenit pe scară largă cu aceste dosare, această candidatură pe bază de dosar. Este important ca o facultate să selecteze studenții pe bază de examen, pe baza unei probe, fie ea scrisă sau orală? Da. Părerea mea este că este important, întrucât bacalaureatul este diferențiat. De exemplu, la facultatea noastră de automatică și calculatoare, se face intrarea pe media la bacalaureat. În schimb, bacalaureatul este și la uman și la real. Și nu există nicio departajare. Este mult mai greu să studiezi la o facultate de științe exacte, tu fiind la profil uman. Și nu prea mi se pare corectă această departajare. Una este istoria, alta este matematica. De ce un elev de la uman să intre în fața unui alt elev de la real, care a avut o notă mai mare la bacalaureat? Pentru că nu a fost același bacalaureat. Notele la uman, notele bune la bacalaureat de către elevii care studiază la uman. Cei care studiază la uman, în general, au medii mai mari. Da, exact. Și în plus, poți să fii foarte bun la istorie, la geografie, în schimb, la informatică, la matematică, la fizică, să nu te pricepi și să aplici la o facultate în acest domeniu și nu prea este locul tău acolo. Nu este normal să intri tu pentru că fiecare cu ce se pricepe. Să se facă astfel o selecție mai riguroasă până la o nouă sesiune de admitere la facultate, însă mai avem câteva zile de examene din cea de-a doua sesiune a bacalaureatului. Ai vreun mesaj pentru candidații care susțin în aceste zile acest bacalaureat? Deja este târziu, pentru că de pregătit s-au pregătit deja, dacă s-au pregătit. Momentele astea doar să fie foarte atenți și să se concentreze, să-și dea silința. Și le urez multă baftă. Succes și din partea noastră. Eu îți mulțumesc, pentru prezența în emisiune. Despre cum s-au descurcat elevii în cea de-a doua sesiune a bacalaureatului vom discuta și într-o ediție viitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!